Stela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Președintele Igor Dodon vrea să obțină dreptul de a înainta candidaturi la funcția de prim-ministru și a depus o sesizare la Curtea Constituțională. Blocul politic acum cheamă din nou Partidul Socialiștilor la masa tratativelor în vederea identificării unui consens pentru a evita alegerile anticipate. La Chișinău a avut loc primul summit dedicat în exclusivitate femeilor care activează în domeniul IT. Scopul evenimentului a fost de a încuraja fetele să urmeze o carieră în acest domeniu. În perioada sărbătorilor de Paști va crește numărul vameșilor de la frontiera moldo-română pe ambele maluri ale Prutului pentru a reduce aglomerația. Instituția prezidențială vrea să obțină dreptul de a înainta candidaturi la funcția de prim-ministru. O sesizare în acest sens a fost depusă la Curtea Constituțională de către un consilier al președintelui Igor Dodon. În alta curte trebuie să interpreteze legislația și să dea verdictul final la întrebarea dacă poate sau nu președintele înainta candidaturi la șefia executivului, în cazul în care Parlamentul este în imposibilitate de a face acest lucru. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski spune că prin această sesizare, instituția prezidențială vrea să deblocheze situația de pe arena politică de la Chișinău, iar în cazul în care Parlamentul nu are structură de conducere, șeful statului să fie persoana care să înainteze candidaturi la șefia executivului. Întrebarea este de alt gen. Dacă Parlamentul nu are organe de conducere și respectiv nu are cine să propună în ordine de zi acest subiect, este obligat președintele să vină cu o propunere de înaintare a unui candidat la funcție de prim-ministru sau nu? Potrivit legii, Curtea Constituțională are la dispoziție 6 luni pentru a examina această sesizare, dar în contextul crizei politice din Republica Moldova, solicitarea a fost ca sesizarea să fie examinată în regim de urgență. În cazul în care Curtea va spune că președintele este obligat să demareze procedura, indiferent de capacitatea de exercițiu a Parlamentului, atunci se va începe procedura de consultare a fracțiunilor cu înaintarea ulterioară a candidaturii la prim-ministru. Potrivit Constituției, dacă timp de 3 luni Parlamentul este în imposibilitatea de a adopta legi și dacă timp de 3 luni nu este votat un nou guvern, șeful statului dizolvă legislativul și anunță alegeri parlamentare anticipate. De la scrutinul parlamentar au trecut deja 2 luni. O nouă invitație la dialog. Blocul politic acum cheamă din nou Partidul Socialiștilor la masa tratativelor în vederea identificării unui consens pentru a evita alegerile anticipate. Socialiștii spun însă că vor accepta dialogul cu reprezentanții acum doar dacă aceștia acceptă crearea unei majorități parlamentare oficiale, dar și candidatura Zinaide Greceanei la șefia legislativului. Blocul politic acum îi invită pe socialiști să contribuie la depășirea crizei politice din Republica Moldova prin reluarea ședinței Parlamentului, constituirea comisiilor a biroului permanent și alegerea președintelui legislativului. Într-o declarație publică, deputații acum cheamă colegii din PSRM la dialog. Pentru a depăși impasul creat în Parlament, suntem deschiși în continuare să discutăm separat fiecare etapă a implementării procesului de dezoligarhizare a țării, începând cu formarea organelor de lucru în Parlamentul Republicii Moldova și ulterior instalarea unui guvern funcțional capabil să implementeze legile adoptate. De cealaltă parte, socialiștii spun că vor negocia cu deputații acum doar atunci când condițiile lor votate de Consiliul Republican al Formațiunii vor fi onorate. Acest lucru poate fi inițiat doar în condițiile disponibilității celor de la acum de formarea unei coaliții stabile de guvernare în baza propunerilor înaintate de Consiliul Republican al PSRM cu scopul schimbării actualului sistem de guvernare și a evitării declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Printre solicitările socialiștilor se regăsesc alegerea Zinaidei Greceanei în funcție de președinte al Parlamentului, preluarea de către PSRM a mai multor ministere din viitorul guvern, votarea în Parlament a unui pachet de legi care iar oferi președintelui Dodon împuterniciri suplimentare. Uniunea Europeană poate oferi Republicii Moldova o perspectivă clară de aderare, dar pentru asta la Chișinău este nevoie de un guvern pro-european credibil care să realizeze reforme. Opinia a fost exprimată la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova de europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Imediat după alegerile europarlamentare, vom merge în Parlamentul European și vom cere acordarea unei perspective europene Republicii Moldova. Vom milita în Parlamentul European pentru o tratare diferită a țărilor din parteneriatul estic în funcție de angajamentul lor pentru calea europeană. Dar cum credeți dumneavoastră că ați putea să convingeți totuși statele membre ale Uniunii Europene ca să acorde acest credit de încredere Republicii Moldova atunci când vedem că, din păcate, până în prezent în Republica Moldova, avem o criză politică? Pentru ca cetățenii Republicii Moldova să beneficieze la maxim de apropierea de Uniunea Europeană, prima condiție este un guvern pro-european la Chișinău, reforme implementate. Dacă Republica Moldova nu este pregătită de aderarea la Uniunea Europeană, atunci orice discuție despre aderare, când o voi purta cu partenerii europeni, va fi dificilă. Și cea de-a doua condiție care trebuie îndeplinită este un guvern credibil la București. Să aducă mereu, mereu în discuție Republica Moldova pe agenda europeană, atunci se pot înregistra progrese. Totuși, în momentul de față, observăm mai multe critici din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană va spune așa: Republica Moldova este un stat european, aspirația europeană a cetățenilor Republicii Moldova este una legitimă. Dăm o perspectivă de aderare Republicii Moldova și spunem cu subiect și predicat că suntem dispuși să acceptăm Republica Moldova în Uniunea Europeană, de îndată ce îndeplinește condițiile, și iată care sunt condițiile de îndeplinit. Uniunea Europeană va spune care sunt condițiile, la fel cum a fost și pentru România, și atunci oamenii politici de la Chișinău vor trebui să-și dea rama pe față, să spună dacă le îndeplinesc și trec la treabă și duc Moldova în Uniunea Europeană sau nu. În momentul de față încă nu avem foarte clar o imagine cum va arăta Parlamentul Republicii Moldova. Lipsa unui guvern legitim și lipsa unui parlament funcțional este un semn de neîncredere către partenerii internaționale ai Republicii Moldova. Păi au avut loc alegeri, dați, domnule, drumul la Parlament, începeți, faceți ca Parlamentul să fie funcțional, alegeți un speaker al Parlamentului, adică nu e posibil, alegerile au trecut de câteva săptămâni deja și Parlamentul nu se reunește în ședințe. Semn de dispreț pentru votul dat de cetățeni. Partidul Acțiune și Solidaritate este obligat să restituie la bugetul de stat 76.000 de lei. Banii reprezintă o donație făcută încă în 2016 din partea unei companii cu capital mixt, fapt interzis de legislația Republicii Moldova. Reprezentanții formațiunii spun că vor da banii în măsura posibilităților. Încă în anul 2016, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut o donație în valoare de 100.000 de lei pentru candidatul de atunci la funcția de șef al statului, Maia Sandu. Partidele politice, dar și concurenții electorali, nu pot accepta donații din partea persoanelor juridice care au capital străin sau mixt. Partidul politic PAS în anul 2016 a acceptat două donații din partea unei întreprinderi cu capital mixt și, respectiv, suma donației urmează a fi întoarsă în bugetul de stat. Reprezentanții formațiunii spun că și-asumă greșeala. Acești 100.000 de lei au fost donați în campania electorală, iar în multitudinea de donații care erau atunci în campania electorală pentru candidatul Maia Sandu, la momentul donării nu s-a determinat că compania care a donat este cu capital mixt. Până acum, din donația de 100.000 de lei, au fost transferate în bugetul de stat 24.000, suma de 76.000 rămâne restantă. Nu am avut niciodată intenția să nu întoarcem acești bani. Tranșele și plățile le-am făcut în măsura posibilităților, pentru că suntem un partid care se finanțează corect și nu vin bani cu sacul și încercăm să-i cheltuim responsabil. Anterior și partidul politic Șor a fost somat de Comisia Electorală Centrală să dea la bugetul de stat 2 milioane de lei, bani donați formațiunii contrar codului electoral în campania pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Partidul politic Șor a anunțat că va acționa decizia CEC în judecată. Ministerul Afacerilor Externe de la București a lansat Ghidul Alegătorului Român din Străinătate în contextul alegerilor europarlamentare de pe 26 mai. Obiectivul principal al ghidului este de a asigura informarea corectă a cetățenilor români aflați în străinătate despre condițiile în care își pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European. Materialul informativ prezintă într-un mod succint prevederile relevante ale legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
Ghidul este disponibil pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe de la București, dar și pe site-ul Ambasadei României în Republica Moldova. Fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, este dat în urmărire generală de poliția română. La începutul lui aprilie, el a fost condamnat la închisoare. Care au fost acuzațiile ce i s-au adus, vă reamintim în telejurnal. Premieră pentru Republica Moldova, la Chișinău a avut loc primul summit dedicat în exclusivitate femeilor care activează în domeniul IT. Scopul evenimentului a fost de a încuraja cât mai multe femei să urmeze o carieră în acest domeniu. Peste 300 de femei din sfera tehnologiilor informaționale sau care și-ar dori să urmeze o carieră în acest domeniu s-au reunit la Tech Women Summit. Olesia Oaserele lucrează de aproape 20 de ani în IT. În 2000, când absolveam școala și mă gândeam să, ce facultate să aleg, asta era un fel de... abia începea hype-ul ăsta pe IT și mi-am dat seama că asta e specialitatea viitorului. Nu prea înțelegeam exact ce anume o să fie viitor, dar îmi dădeam seama că asta e viitorul și asta o să fie foarte interesant. Olesia recunoaște că și în domeniul IT există stereotipuri. Stereotipurile sunt puternici totuși. La noi, mai ales prin sate, e foarte dezvoltată ideea că fetele trebuie să... Ei, ok, eu terminat o școală, să mărite, să fac copii și... Ok, pe azi duc să lucrez învățătoare. Ce ar trebui să fac în IT? IT greu, IT pentru băieți, în alta, dar... Absolut nu e așa. Fetele fac treabă foarte bună în IT, dacă au curajul să pornească. Și Anastasia Șersun a reușit să se afirme în domeniul tehnologiilor informaționale. În compania sa sunt aproape 100 de angajați. La noi în companie sunt câteva femei developeri. Eu nu aș spune că se descurcă mai rău decât colegii de sex masculin. În Republica Moldova, ponderea femeilor în domeniul IT este în creștere, iar de la an la an tot mai multe fete aleg să facă o facultate de profil. Probabil este un domeniu cu care în Moldova, într-adevăr, poți să ai o viață decentă și să faci multe chestii interesante, să deschizi o afacere și să mergi la diferite evenimente. Într-adevăr, este domeniul viitorului. Am vrut să aducem cât mai multe doamne și domnișoare pentru a face schimb de experiență cu câteva speakere internaționale și naționale, care de fapt fac IT pur, deci sunt doamne care vorbesc de blockchain, de quantum computers, de management, de quality assurance, deci vorbesc despre niște direcții care în mare parte se presupuneau că nu sunt pentru doamne, dar ele sunt istorie care pot să inspire și care să schimbe stereotipuri. Aproape 30% din locurile de muncă în domeniul IT din Republica Moldova sunt ocupate de femei. Studiile arată că acestea sunt plătite la fel de bine ca și bărbații. Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, este dat în urmărire generală de poliția română. După ce la începutul lunii aprilie a fost condamnat definitiv în România la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și instigare la fals, Sergiu Lucinski este acum căutat pentru a-și sfăși pedapsa. Direcția Națională Anticorupție l-a acuzat pe fiul fostului președinte Basarabean că a exercitat presiune asupra unui om de afaceri pentru a-l obliga să-i dea 4 milioane de euro, deși acesta nu avea niciodată datorie față de el. În același dosar, Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Băsescu, a fost achitat. Cereau bani de la operatorii de transport pasageri și închideau ochii la eventualele nereguli în activitatea lor, dar au căzut în plasa procurorilor anticorupție. Doi șefi de schimb și un controlor de bilete de la Gara de Nord din Chișinău au fost reținuți. Potrivit anchetatorilor, ei obțineau până la 45.000 de lei lunar de la firmele care fac transport de pasageri pentru a nu le crea probleme. Procurorii au informații că această schemă infracțională funcționa din anul 2016. În urma unor percheziții, atât la locul de muncă, cât și la domiciliile lor, cei trei au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă amenzi de peste 200.000 de lei sau închisoare de până la 7 ani.
Un tânăr de 20 de ani din Chișinău riscă o amendă consistentă sau chiar închisoare pentru că a furat un ATV din portbagajul unei mașini. Proprietarul a cerut ajutorul oamenilor legii când a observat lipsa vehiculului pe patru roți. Anchetatorii au constatat că hoțul a intrat noaptea în parcarea auto, a spart încuietoarea portbagajului și a furat ATV-ul în valoare de 8.000 de lei. După ce a fost identificat și prins, suspectul și-a recunoscut vina și a declarat că a vândut vehiculul unei alte persoane. Tânărul a mai fost judecat anterior pentru furt. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o amendă de până la 67.000 de lei sau închisoare de la 4 ani. Încă o anchetă la Creșa din Iași, de la care 3 angajate și-au dat demisia săptămâna trecută după ce în presă au apărut înregistrări cu ele în timp ce îi umileau pe copii. Un părinte furios a lovit-o pe coordonatoarea Creșei. Acum bărbatul este cercetat penal. Bărbatul a venit luni dimineață la Creșa numărul 10 din Iași sub pretextul că vrea să ceară informații despre perioada de înscriere a copiilor. A intrat în biroul coordonatoarei ca să poarte un dialog. M-a păcălit întâi că e părinte. Da, care vrea să scrie un copil de un an și jumătate. Și la un moment dat îmi spune, îmi place tabloul de spatele dumneavoastră. Și v-ați întors? Și m-am întors și zic, da, e de mult, e la vechea șefă. În momentul ăsta mi-a pus mâna dreaptă aici și mâna stângă la gol. Și m-a ridicat și m-a tras și m-a ispitat. Cu noroc erau aici astea, da, că au făcea cricăstică. Sub pretext că vrea niște informații referitoare la perioada de înscriere a copiilor la creșă, profitând de un moment de neatenție a doamnei, a prins-o de păr, a izbit-o cu capul de birou. Un eveniment la fel de regretabil ca și cel de zilele trecute. În scurt timp, polițiștii au fost anunțați de incident, iar bărbatul a fost identificat. A fost recunoscut de angajatele unității, întrucât până anul trecut, fiica lui a frecventat creșa. Părintele agresiv i-a reproșat directoarei că a permis mutarea fiicei lui la grupa asistentei care obișnuia să le vorbească urât copiilor. Pe de altă parte, șefa unității susține că părintele nu s-a plâns niciodată că fetița lui ar fi fost umilită. Cu toate că doamnele au vorbit cum au vorbit, dar el fiind un părinte foarte pretențios, chiar fetița a fost iubită. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Săptămâna trecută au apărut în spațiul public înregistrări audio în care câteva angajate ale creșei din Iași îi jigneau pe copii și îi învățau să vorbească urât. În urma acestui scandal, coordonatoarea a fost demisă, iar 2 infirmiere și o asistentă și-au dat demisia. Cele 8 eleve din România care au plecat în Sri Lanka să vadă paradisul, dar care s-au trezit peste noapte în infern, s-au întors acasă. Fetele alături de profesoara care le-a însoțit au rămas captive după atentatele care au zguduit zona și în care sute de persoane și-au pierdut viața. Elevele care învață în Iași la liceul Costache Negruț au ajuns astăzi cu bine pe aeroportul Henri Coandă din București. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat în cele din urmă atacurile din Sri Lanka. Potrivit guvernului de la Colombo, atentatele din Duminica Paștilor Catolice ar fi fost o răzbunare pentru masacrul din Noua Zeelandă, când 50 de oameni au fost uciși în 2 moschei. Ministrul adjunct al apărării din Sri Lanka a transmis Parlamentului că, potrivit anchetei, în spatele atentatelor au fost 2 grupări islamiste locale. 40 de suspecți au fost arestați până acum. Este doliu național astăzi în Sri Lanka în memoria celor 310 morți, 500 de oameni au fost răniți. Oamenii în uniformă nu au uitat că suntem în săptămâna mare și s-au mobilizat pentru un scop nobil. Militarii de la Inspectoratul General de Carabinieri au strâns hăinuțe, alimente și bani pentru a le oferi de Paști familiilor defavorizate. Îi urmărim în această frumoasă misiune mai târziu în telejurnal. Autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului iau măsuri pentru că în perioada sărbătorilor pascale, traficul aglomerat de la frontiera comună să se desfășoare fără probleme. Experiența anilor trecuți arată că în această perioadă crește fluxul de mașini în punctele de trecere a graniței cu până la 20%. Autoritățile vamale din Republica Moldova și România s-au întâlnit astăzi pentru a discuta măsurile necesare fluidizării traficului la frontieră în perioada sărbătorilor de Paști. Noi avem experiență de a conlucra în comun în aceste perioade de timp cu trafic sporit și asta a trebuit doar să trecem în revistă încă toate acțiunile comune pe care noi le întreprindem. Noi astăzi ne-am întrunit ca să dăm dispoziții necesare și mulțumesc părții românii că avem
aceeași viziune la acest capitol. Până la ultimul inspector, dispoziții o să fie date în vederea manifestării, în primul rând, unei atitudini corecte față de călător și flexibilitatea maximă în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În această perioadă va crește numărul vameșilor, iar punctele de trecere a frontierei vor fi dotate cu echipamente suplimentare pentru verificarea vehiculelor și călătorilor. La fiecare vamă vom avea 2-3 oameni pe tură în plus și asta înseamnă mult pentru noi, pentru că aducem oameni din teritoriu pe perioada asta. Deci vom asigura fluxul, fluiditatea traficului și va fi în regulă, deci nu vor fi probleme. Никакие проблемы нет с вами. Они всегда работают хорошо здесь. Я всегда здесь проезжаю и мне нравится здесь быстрее. Se desfășoară foarte bine aici. Adică lejer, foarte repede merge. Mai degrabă la România, orea că merge mai greu. Chiar dacă acum punctele de trecere a frontierei sunt mai goale, nebunia va începe în următoarele zile. Din experiența anilor trecuți, peste 200.000 de oameni traversează în această perioadă frontiera dintre România și Republica Moldova și uneori sunt nevoiți să aștepte ore în șir formalitățile vamale. În pragul sărbătorilor pascale, pompierii au început să inspecteze bisericile din Republica Moldova. Salvatorii verifică dacă sunt respectate toate normele antiincendiare. În Chișinău, controlele au început la Biserica Sfântul Dumitru, unde în urmă cu 4 ani s-a prins clopotnița chiar în noaptea Învierii Domnului. Un stingător de capacitate mai mare, pe 5 la moment, care este valabil până în anul 2020, la dumneavoastră este zigător foarte bun și puternic în momentul dat. De ce este periculoasă această modă? Accesul pentru, în caz de necesitate, pentru persoanele care sunt responsabile de aceste mijloace primare. După incendiul din noaptea de Paște, la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău au fost luate mai multe măsuri de siguranță. La noi a ars exact cum a ars Notre-Dame de Paris, cum a ars soborul în cinstea Maicii Domnului, tot acoperișul și pictura toată. La vreo 5 milioane am avut pierderi. De atunci, de când am avut incendiu, am scos afară din Sfântul Locaș toate sfeșnicile, am lăsat candelele numai care sunt în regulă și ați văzut că avem destâns în toate cazurile peste tot. Adică avem și semnalizare specială, care în caz de o lumină mai mare sau un foc mai mare, ne dă de știri imediat. Pompierii recomandă ca în timpul slujbei ușile bisericii să fie deschise, iar credincioșii să nu aprindă lumânări în interior. Conștienți însă că acest lucru este aproape imposibil, salvatorii roagă enoriașii să fie extrem de atenți. Atât noi, serviciul nostru, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cât și poliția, suntem practic la toate bisericile, suntem în sara, chiar dacă nu ne vede lumea că suntem în uniforme, nu suntem în uniforme. Uniformele le păstrăm în auto specială, în mașinile de serviciu, dar suntem prezenți practic la toate bisericile. Pompierii avertizează că bisericile trebuie să fie dotate obligatoriu cu stingătoare de incendiu. În cazul în care vor fi depistate încălcări ale normelor antiincendiare, vor fi aplicate avertismente. Bisericile au obligația ca până la Paște să rezolve toate problemele. În total vor fi verificate aproape 1400 de lăcașuri sfinte. Suntem în săptămâna mare și gesturile de binefacere ajung să fie tot mai numeroase. Militarii de la Inspectoratul General de Carabinieri au strâns hăinuțe, alimente și bani pentru a le oferi de Paște familiilor defavorizate. După ce a parcurs 150 de kilometri prin Republica Moldova, caravana carabinierilor a ajuns și la familia Maxian din raionul Șoldănești. În casă locuiesc 6 copii, iar fiul cel mare este membru al Inspectoratului General de Carabinieri, așa că a făcut o surpriză familiei. M-am bucurat foarte tare pentru acest cadou. Când am aflat că într-adevăr eu și nu altul, familia mea va fi cea norocoasă. Bucuria a fost fără margini, cutiile pline cu daruri și jucăriile au readus zâmbetul pe chipul celor mici. Acum Paștele poate să vină, fiindcă motive de sărbătoare sunt din plin. Când am văzut că a intrat fratele meu poartă, eram foarte emoționată când am văzut și m-am bucurat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult ursuleții, hăinuțele, încălțămintele. Foarte plăcut ceea ce am primit, e bucurie și pentru noi și pentru copii, mai ales pentru copii dulciurile. Nu avem posibilitate câteodată să le luăm ceea ce își doresc ei și
Deci suntem foarte bucuroși. Acțiunile de caritate sunt deja o tradiție la Inspectoratul General de Carabinieri. An de an, militarii reușesc să asigure o masă plină cu de toate și celor mai puțin norocoși. Au fost foarte receptivi, chiar nu m-am așteptat. S-a strâns foarte repede atât suma de bani, cât și hăinuțele, inclusiv produsele alimentare. Până la Paște, caravana urmează să ajungă în toate regiunile Republicii Moldova. La Casa Albă a avut loc celebra cursă cu ouă de Paște, un eveniment cu o tradiție de aproape 144 de ani. Happy Easter, enjoy yourselves, and I'm coming down right now to be with you. First Lady is coming with me, and maybe I'll get this great Easter bunny to come with us. Cursa cu ouă de Paște este găzduită de peluza de sud a Casei Albe, iar copiii care participă la competiție trebuie să rostogolească ouăle colorate prin iarbă cu ajutorul unei linguri și nu trebuie să aibă mai mult de 13 ani. Jurnaliștii au profitat de ocazie să-l întrebe pe președintele Trump dacă e îngrijorat de faptul că democrații vorbesc despre eventuala declanșare a procedurii de destituire. Trump a răspuns că nici vorbă. În perioada sărbătorilor pascale simțim nevoia să ne îndreptăm gândurile și spre cei cu care soarta a fost mai dură. Peste 1000 de voluntari îndeamnă oamenii să doneze alimente ce vor asigura masa de sărbătoare pentru cei fără posibilități. Mai multe despre această campanie umanitară vă spunem în telejurnal. De mâine la Chișinău se va deschide iarmarocul de Paști. Comercianții vor scoate în vânzare cozonaci, pască, ouă, dulciuri și alte produse specifice sărbătorii. Primarul a anunțat și regulile de desfășurare a iarmarocului. Eu solicit prietenilor, fiți foarte atenți ce fel de autorizații semnați, pe ce perioadă de activitate și ce activități autorizați în perioada de sărbători. Eu nu vreau să mai văd ștrampi și ruj alături de cozonaci, pască și alte produse alimentare care se comercializează tradițional la iarmăroacele de sărbători. Cel mai mare târg va fi amenajat în scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului. Iarmăroacele tematice vor fi organizate și în alte sectoare. În centru vor fi deschise 6, în sectorul Râșcan 8 și câte unul va fi amenajat pentru locuitorii din sectoarele Buiucan, Ciocana și Botanica. Vizitatorii sunt așteptați la iarmăroace de pe 24 aprilie până în ajunul Paștelui, sâmbătă 27 aprilie. De miercurea viitoare, de pe 1 mai, nu se va mai permite accesul cu mașinile personale în cimitirul Sfântul Lazar. Anunțul a fost făcut de administrația Combinatului Servicii Funerare Chișinău. Săptămâna viitoare o să permitem accesul unităților de transport până miercuri, tradițional, pentru că de altfel se creează blocaje a căilor de acces și nu ne reușește să evacuăm gunoiul din cimitire. De joi deja nu vom permite unităților de transport să intre, mai ales cei care se ocupă de construcții sau reparații la pietrele funerare și la celelalte cimitire nouă. Unitățile de transport vor putea intra pe teritoriul cimitirilor până joi inclusiv. În ultimele zile s-a simțit o creștere a fluxului de vizitatori. După ce va fi restricționată circulația prin cimitir, muncitorii vor începe să adune toate gunoaiele. Asemenea, lucrări se vor desfășura în toate cele 10 cimitire din Chișinău, care se întind pe o suprafață de 135 de hectare. Sărbătoarea de Paștele Blajinilor va avea loc pe 5 și 6 mai. În ajunul sărbătorilor pascale, misiunea socială Diaconia a decis să reaprindă speranțele celor nevoiași și a lansat o campanie umanitară. Peste 1000 de voluntari din 20 de localități ale Republicii Moldova s-au mobilizat pentru a îndemna oamenii să facă donații în alimente ce vor asigura masa de sărbătoare pentru cei fără posibilități. Pâinea noastră, cea de toate zilele, nu este chiar pe mesele fiecăruia. Nu mai vorbim de un prânz cald, care pentru mulți oameni nevoiași este un vis. Cei care au mai mult își pot uni însă eforturile pentru a da cu adevărat creștinește o mână de ajutor. Suntem în a 10-a ediție a campaniei Masa Bucuriei, deci cea mai longevivă campanie socială din Republica Moldova. Sunt 50 de magazine parteneri în Chișinău și peste 70 în toată țara. Cu siguranță, de la an la an, vedem o
dinamică de creștere a cantității produselor colectate, atât prin faptul că oamenii sunt mai receptivi, dar și prin faptul că avem tot mai mulți parteneri, parohie ortodoxe, române, organizații neguvernamentale care sunt alături de noi în campania Masa Bucuriei și sunt parte a acestui efort de bunătate. Violeta Scrișu de la Matinalii a pornit și ea la cumpărături. Atât durează doar 5 minute, însă prin donația noastră putem umple farfuria unui flământ. Și alți oameni cu suflet mare au dat curs inițiativei. Este foarte binevenit campania dată, deoarece cred că nu toți își permit ca să aibă pe masa de Paște careva produsă și deoarece avem ocazia să ajutăm bătrânii sau nevoiașii, cu mare drag facem asta. Am hotărât să mă alătur acestei campanii pentru că mereu sunt gata să fac fapte bune și să ajut oamenii care nu au aceleași posibilități ca și noi. Aș vrea să spun că este o inițiativă foarte bună și luând în considerație faptul că am posibilitatea să ajut bătrânii, să ajut oamenii nevoiași, am să fac un gest frumos în ajunul sărbătorilor pascale. Voluntarii misiunii sociale sunt cei care îi vor face pe nevoiași să zâmbească din nou și cu sprijinul lor, mesele multor oameni vor fi îmbelșugate de sfintele sărbători. Voluntarii au informat și au îndemnat pe cetățeni să se alăture campaniei Masa Bucuriei. Fiind voluntar, am vrut să mă implic, pentru că știu că rolul meu, chiar dacă sunt doar unul dintre mulțimea de voluntari, schimbă ceva. Doresc să fac bine oamenilor și să donăm ceva ca lor în viață fie mai ușor. Multe dintre alimentele donate în campanie vor deveni prânzuri calde la cantinele sociale. Vor fi făcute și pachete pentru persoanele din familii social vulnerabile asistate de Diaconia și organizațiile partenere. Cadouri de Paști pentru locatarii grădinii zoologice din Berlin. Ei au fost răsfățați cu bunătăți în formă de ouă de Paște. Cel mai mult s-a bucurat Hertha, puiul de urs polar în vârstă de 4 luni, vedeta Berlinului. Alături de mama ei, micuța Hertha a fost foarte curioasă când și-a văzut cadoul și l-a tot rostogolit până a ajuns în apă. Bucuria ei nu mai are nevoie de niciun comentariu. Sprijinul constant pe care TVR Moldova îl oferă fenomenului cultural a fost din nou răsplătit. De această dată, Biblioteca Națională ne-a oferit premiul cel mai bun promotor și susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii în mass media. Distincția a fost acordată în cadrul celei de-a noua ediție a premiilor naționale Galex, organizată de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova și Biblioteca Națională. TVR Moldova a fost unica instituție mass media premiată la această importantă gală. Se conferă domnului Vitalie Guțu, producător televiziunea TVR Moldova, pentru susținerea informațională a activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și promovarea, reflectarea imaginii bibliotecii, cărții și lecturii în societate. Felicitări, domnule! Da, într-adevăr, TVR Moldova întotdeauna încearcă să ajungă la toate evenimentele organizate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova și spun asta pentru că misiunea sau una dintre misiunile și unul dintre obiectivele primordiale ale postului TVR Moldova este să culturalizeze publicul telespectator. Excelența sa Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, a primit premiul pentru omul politic care a susținut cel mai activ bibliotecile. Sunt convins că acest premiu este meritat de colegii dumneavoastră din România, care de fiecare dată au susținut bibliotecile din Republica Moldova. Premiul cel mai generos mecen al bibliotecilor a revenit academicianului Nicolae Dabija. Pentru suportul substanțial acordat Bibliotecii Naționale Republicii Moldova prin completarea colecțiilor cu alese cărți din literatura română. Felicitări, domnule!
Premiul Național Galex se acordă și celor mai buni bibliotecari. Este o zi specială pentru că ne permite să le celebrăm împreună rolul pe care îl are biblioteca și bibliotecarul în comunitate pentru a construi punți spre cunoaștere, ajutând cetățeanul să obțină noi cunoștințe, să descopere istoria și cultura fiecărei comunități. Marea Unire de la 1918 de Maria Sargun, în colaborare cu istoricul Ion Negrei, a fost declarată cea mai bună publicație în biblioteconomie. Este o lucrare înscrisă în patrimoniul cultural național, ce sintetizează date importante despre marele eveniment de la 1918. În total au fost acordate 17 premii. La Muzeul Satului din Chișinău, scriitoarea din România Adriana Ungureanu și-a lansat cea de-a patra carte, Urma pașilor ei, Iulia H.D. Între viață și nemurire. Evenimentul a reunit încă o dată iubitorii de literatură de pe cele două maluri ale Prutului. La vârsta la care alte fetițe încă se mai jucau cu păpuși, Iulia H.D., unica fiică a cărturarului Bogdan Petricei cu H.D., scria poezii, cânta, desena și cocheta cu dramaturgia. Destinul ei scurt din această lume a purtat-o prin multe experiențe, pe care le putem descoperi citind noua apariție literară a Adrianei Ungureanu. Documentarea pentru scrierea acestei cărți a durat 3 ani. Da, a ieșit cum am vrut, cum mi-am propus. M-am încăpățânat să fie prima parte să aibă 14 capitole, partea a doua 29 de capitole, vă dați seama ce muncă titanică, plus un prolog și un epilog. Pe Adriana o fascinează Republica Moldova pentru că în stânga Prutului își regăsește o parte din inspirație. E o datorie morală pentru ceea ce a fost Bogdan Petricei cu HD, da, basarabean de origine și îi datorez asta peste timp. Și de ce acum, în aprilie? Pentru că în aprilie era luna preferată a Iuliei. Cartea a fost bine primită de iubitorii de literatură. E a doua oară în viață când pun mâna pe o carte și renunț. Prima dată era Haruki Murakami, În căutarea oii fantastice. Am renunțat să mă mai duc la ore și am stat în bibliotecă și am citit cartea până la final. Cartea asta a făcut la fel, doar că de data asta n-am mers la serviciu. Când ne-au dus în lumea Iuliei, am citit foarte mult despre viață și activitatea ei, dar astăzi, să fiu sinceră, am mai aflat și niște lucruri pe care nu le cunoșteam. Scriitoarea Adriana Ungureanu va reveni în Republica Moldova și pe 17 mai, atunci când își va lansa cartea și la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD din Chișinău. Scurtmetrajul Ultimul drum spre mare de Adi Voicu a fost selectat pentru Festivalul de film de la Cannes 2019. Scurtmetrajul prezintă 6 pasageri într-un compartiment de tren în drum spre mare, ale căror vieți vor vira spre un coșmar. Adi Voicu este absolvent al Facultății de Film din Universitatea București. Nu este la prima selecție internațională. Scurtmetrajul său Ceață a primit marele premiu al juriului Langer în Franța. Anul acesta, Festivalul de film de la Cannes va avea loc între 14 și 25 mai. Situația din Venezuela devine pe zi ce trece tot mai grea pentru locuitorii țării. Sărăcia le silește pe femei să-și vândă părul pentru a face rost de bani pentru mâncare. Suntem martori ai tabloului tragic din țara sud-americană, mai târziu în telejurnal. În România, epidemia de rujeolă a răpus zeci de copii până acum, majoritatea sub 5 ani, și continuă să facă victime. Doar în ultima săptămână au fost diagnosticați peste 100 de minori. S-a ajuns aici pentru că rata de vaccinare rămâne foarte scăzută. Unii părinți refuză să-și imunizeze copiii, dar nici statul nu a asigurat mereu serul la timp. În săptămâna europeană a vaccinării, medicii încearcă să-i convingă pe oameni că vaccinul salvează viețile. De la debutul epidemiei, în urmă cu 3 ani, în România s-au înregistrat peste 16.000 de cazuri de rujeolă. Cele mai multe au fost în județele din vestul țării. Într-o singură familie dintr-o comună clujeană, 7 copii nevaccinați împotriva rujeolei au ajuns la spital. O noră de-a mea, o vine la Bușum cu un copil bolnav și nu știu care e situația. În 2 zile, 3 zile deja au fost prin toți. Majoritatea sunt cu vârste mici, evoluția lor a fost favorabilă. Statisticile arată că suntem pe primul loc în Europa la mortalitatea din cauza rujeolei. Este una dintre bolile care pot fi ușor combătute prin vaccinare. Chiar și cancerul de col uterin poate fi prevenit prin imunizare.
Avem un vaccin împotriva unui cancer. Din păcate nu-l folosim, ceea ce e greu de înțeles. Dar la reticența adulților de a-și imuniza copiii se adaugă și lipsa vaccinurilor. Cazul elevei care a murit după o formă agresivă de meningită îi face pe mulți părinți să caute vaccinul specific, dar care nu se găsește deocamdată în farmacii și nu este singurul caz. În momentul acesta nu avem vaccinul pentru ratele de 14 ani difterie tetanos pertussis deloc în cabinete de aproape un an de zile. Se află în depozitele furnizorului, este un acord cadru încheiat pentru 265.000 de doze și care va putea fi în curând ridicat de către cei care au nevoie. Din păcate nu există o continuitate, au fost cazuri în care pacienții ne-au cerut vaccin, un anume vaccin și noi nu am putut să-l aducem. Părinții pot afla informații specializate dintr-un îndreptar de vaccinare disponibil online. Orice cetățean al acestei țări are dreptul și trebuie să fie sănătos, iar noi trebuie să le oferim aceste drepturi prin accesibilitatea la vaccinare. Specialiștii insistă că cea mai eficientă și sigură metodă de prevenție pentru multe boli foarte grave este imunizarea și speră ca legea vaccinării blocată de mai bine de un an în Parlament să intre în vigoare cât mai repede. Plățile între conturi deținute la bănci diferite din România se va face în câteva secunde și nu în ore sau zile ca până acum și asta se va face non-stop. Asta înseamnă că nu va mai trebui să așteptați să treacă sărbătorile sau weekendul ca să primiți banii trimiși de rude sau parteneri de afaceri. Două bănci permit de astăzi plata instant, iar alte trei se pregătesc să ofere această facilitate clienților până la finalul anului, fie ei persoane fizice sau juridice. Banii vor putea circula de la o bancă la alta rapid, indiferent de zi sau oră, așa cum se întâmplă acum în alte țări, precum Marea Britanie sau Spania. Schimbarea va permite, de exemplu, încasarea salariilor și în timpul weekendului. Pot să generez plăți oricând, pot să am acces la banii mei oricând. Ca și client nu este nevoie să cumpere ceva, să instaleze ceva. Produsul acesta este oferit fie din aplicația de mobile, fie din aplicația de internet banking. Sunt bănci care doresc chiar să ofere la ghișeu acest produs. Cele două bănci care permit deja plata instant nu vor percepe comisioane mai mari pentru astfel de servicii, cel puțin în următoarele luni. Partea de online e disponibilă de săptămâna trecută de pe final. Chiar peste weekend am uitat, clienți nerăbdători au început să facă plăți instant. Dovadă că e nevoie de ele. Orice progres în domeniul plăților, inclusiv aceste plăți instant, vor trebui să aducă în buzunarele clienților dumneavoastră un avantaj. Altfel, pentru clienți nu există. Valoarea unei plăți nu poate depăși 50.000 de lei. Plățile instant sunt valabile pentru conturi în lei, dar experții spun că la cererea băncilor, ele pot fi extinse și pentru conturile în valută. Sărăcia din Venezuela le silește pe femei să-și vândă părul pentru a face rost de bani de mâncare. Pe lângă faptul că podoaba capilară le poate aduce în jur de $100, o mică avere în Venezuela, femeile recurg la acest gest și pentru că nu au bani să-și întrețină părul. Șamponul costă aproape cât salariul minim lunar. În plus, în multe zone din Venezuela, apa este oprită săptămâni întregi, iar femeile nu își pot spăla părul dacă e lung. Saloanele de înfrumusețare sunt în pragul falimentului, iar produsele mărcilor internaționale au dispărut. Prima întâlnire Kim Jong-un-Vladimir Putin va avea loc până la sfârșitul acestei luni. Informația a fost confirmată de televiziunea de stat nord-coreeană și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Cel mai probabil, summitul va avea loc în orașul Vladivostok din estul Rusiei și vine într-un moment crucial pentru Coreea de Nord, mai ales după eșecul celei de-a doua întâlniri Kim-Trump din februarie de la Hanoi. De atunci, Coreea de Nord și-a reluat testarea de rachete în încercarea de a forța un nou dialog. O potențială a treia întâlnire cu Trump este posibilă. Ambii lideri și-au declarat deschiși la această idee. Iubitorii cățeilor au acum posibilitatea să înțeleagă mai bine modul în care patrupedele văd, aud și miros lumea înconjurătoare. Totul în cadrul unei expoziții deosebite deschise în California. Vă oferim toate detaliile imediat în Telejurnal. Peste 200.000 de albini au supraviețuit în mod miraculos incendiul de la Catedrala Notre-Dame. Cum a fost posibil ca albinele să scape de temperaturile ridicate și de fumul gros rămâne o enigmă, chiar dacă apicultorii au explicațiile lor. Ne spune mai multe Mihaela Antoche, corespondentul TVR la Paris.
Nicola Jean este apicultorul care se ocupă de stupii de la Catedrala Notre-Dame. Nu avea prea multe speranțe că flăcările ar fi putut cruța stupii din catedrală. La cire fond à 63 degrés. Donc une fois que la température dépasse 63 degrés, la cire fond englue les abeilles, tue les abeilles et après tout le monde est mort. Stupii de la Notre-Dame se aflau în sacristie la aproximativ 30 de metri de turlă. Când focul a izbucnit, flăcările s-au întins cu repeziciune, iar fumul gros a cuprins catedrala. Nicola Jean spune că pompierii au împrăștiat tone de apă și cel mai probabil căldura nu s-a instalat în interior. Le reflex de la fumée avec l'abeille est qu'elle se gorge de miel et donc elle est plus calme. Imediat după incendiu, Nicola Jean a primit apeluri și mesaje din lumea întreagă. Mulți s-au arătat îngrijorați de soarta albinelor. Cei doi medici australieni care au jucat anul trecut rolul esențial în salvarea copiilor blocați într-o peșteră din Thailanda au vizitat acum locurile pentru prima dată de la eveniment. Ambii au făcut parte din dispozitivul internațional care i-a scos în viață pe cei 12 băieți și antrenorul lor de fotbal. Operațiunea desfășurată pe parcursul a două săptămâni a ținut o lume întreagă cu sufletul la gură. Unul dintre australieni i-a sedat pe copii pentru a evita atacurile de panică în timp ce erau scoși de scafandri prin coridoarele înguste ale peșterii inundate, iar celălalt le-a făcut examenele medicale. Acum salvatori și salvații s-au reunit și au intrat pentru un scurt timp în peșteră. Zona s-a transformat în atracție turistică, deși accesul în interior a fost interzis. Mai mulți pui de veveriță fără adăpost au fost salvați de voluntarii de la un centru pentru protecția animalelor din Polonia. Micile vietăți au fost găsite în pădure după ce copacul în care se adăposteau a fost tăiat. Au fost duse la veterinar și hrănite cu lapte din belșug. Cele 6 veverițe sunt răsfățate la centru, iar când își vor reveni complet, vor fi eliberate în habitatul lor. În California s-a deschis o expoziție care le permite vizitatorilor să pătrundă în universul câinilor. Amatorii de experiențe unice pot înțelege mai bine modul în care patrupedele lor favorite văd, aud și miros lumea înconjurătoare. Este și o experiență istorică. Arată cum lupul s-a transformat, s-a domesticit și a devenit câinele care l-a însoțit pe om din cele mai vechi timpuri. Expoziția a fost gândită să fie interactivă. Legătura dinamică dintre om și câine este studiată și învățată în 5 săli și tot atâtea etape științifice. Mai mult, omul poate pătrunde în universul senzorial al câinilor. Really beginning to see how dogs experience the world. To see like a dog, to hear like a dog. You can actually, you know, many people think that dogs are colorblind. Well, they're not. You can actually look and see how a dog sees the world. You can realize that they're hearing things that we never hear. And you can sort of test a little bit how they smell, because dogs, what they can't see because their vision isn't quite as clear as ours, they smell everything. That's how they experience the world. Studiile științifice au demonstrat că îndrăgitele patrupede au între 200 și 300 de milioane de receptori olfactivi, în timp ce omul dispune de doar 5 milioane. Some of these things we knew about. We knew how special they were. We knew how what they do for us. We knew how they help us, how we help them. We know about this human companion animal bond. But now the science is finally catching up. Copiii pot să experimenteze rolul de arheologi și pot descoperi fosile pentru a vedea dacă au aparținut lupilor sau câinilor. Oasele și mostrele de ADN sunt cercetate pentru a înțelege procesul domesticirii. Expoziția va rămâne în California până în ianuarie 2020. Ulterior va deveni itinerantă și va străbate întreg teritoriul Statelor Unite. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit pentru mâine un curs oficial de 17 lei și 89 de bani pentru un dolar american cu un ban mai mult. Valoarea monedei europene crește la 20 de lei și 13 bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 22 de bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 66 de bani. Rubla rusească se va tranzacționa cu 28 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo.
Bun găsit! Vremea continuă să se încălzească în Republica Moldova. Nopțile însă rămân reci cu minime de 4-5 grade Celsius. Așadar, mâine temperaturile vor mai crește ușor și vor varia între 16 și 17 grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă spre seară va fi mai mult senin și nu sunt anunțate precipitații. La Chișinău, în această noapte, așteptăm o minimă de 4 grade Celsius, iar maxima de mâine va indica 17 grade în condițiile unui cer parțial acoperit de nori. Și România, vremea va fi în general frumoasă și caldă, cu soare și cu nori, iar maximele vor fi în creștere și vor oscila între 12 și 25 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre le găsiți pe site-ul tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!